Așa, da, domnul Gogu, da, poate așa ceva. Eu pe același geam m-am uitat pentru toate zodiile. A, cred că a tras perdeaua. Dimineața Blană cu Țibulcă și Coțofană. L-avem pe Gogu, astrologul, alături de noi. Bună dimineața! Alo, bună dimineața! Bună dimineața. Ați pregătit un horoscop? Da, bineînțeles, cum să nu avem un horoscop astăzi. Mai bun pentru unii, mai prost pentru alții. Hai să începem cu Taurul, că avem aici invitate. Este vorba despre doamna Jojo. Să rămână doamna Jojo. Bună ziua, domnul Gogu, astrologul. Vă știu de la Divertis. Este născută pe 22 aprilie și e Taur și vrem să auzim pentru ea. Da, sigur că da. Avem așa pentru Taur astăzi. Taurii intelectual stau foarte bine. La job impresionează, au bucurii deloc puține. Colegii apreciază că astăzi au mari succese. A se profita la maxim că astea nu-s momente dese. Se zice succesuri, domnul astrolog, nu v-ați informat corect? Da, iertați-mă. Profităm. Mulțumesc mult. Hai să vedem următoarea zodie. Pe prolific, așa sunt. Avem cereri pentru următoarea zodie. Hai să vedem pești, că ipate e pești. Da? Hai să vedem. Să vedem la pești. E și poate prolific în dimineața asta, ziua asta. Stați să vedem cu pești ăștia, că e greu cu pești, domne. Da, e grea treaba. Păi la ce dați? La râmă, la mămăligă? La ce dați, domne? Băi, ne uităm în nastre, măi. Nu poți să te uiți în nastre oricum. Fii atent că m-am uitat acum pe geam și am văzut așa. Și pești au astăzi realizări mărețe. De șanse profită că-s persoane istețe. Pe înserat vor face și o călătorie din care rezultă... Până în sufragerie. Din păcate, o călătorie puțin mai amplă, din care rezultă câștiguri mari, bănoase, foarte frumoase. Pe bune, atâția bani în familia noastră, ce vom face cu ei? Și, deci și taurii și pești, dacă aveți o familie mixtă și cu tauri și cu pești... Bogăție, scrie! Când vrei tu, Eliza, când vrei tu, banul Eliza? Mai oricând. Oricând îmi dai tu... Bine. Ce se întâmplă acolo? Ce zodii avem acolo? Bună dimineața! Balanță. Balanță, imediat, să vedem pentru Dida, mersi frumos. Imediat, stați așa să mă uit pe geam. Mi-mi plac balanțele. Un eveniment neprevăzut clatină puțin balanța. Cheltuiesc de ajung pe punctul de a chema azi ambulanța. Sfatul pentru această zodie e să nu se mai grăbească, căci pe bază de greșeală e posibil să plătească. Aveți grijă, doamna balanță, că e o zi cu semnul întrebării la dumneavoastră. Vărsător se poate, ne întreabă cineva. Vărsător imediat. Vărsător e mama. Ia să vedem ce face mama. Imediat mergem să vedem și vărsătorii ce mai fac. O secundă, pentru vărsător azi debutează succesul ce de mult îi obsedează. Comunică perfect în plan social, cu intuiția se scot în sentimental. Bună, Doamne, o zi, mama, te scoți în sentimental. Bună ziua. Bună dimineața, ce zodie? Aș dori și eu să zic săgetător. Se face de la Gogo astrologul pentru tine, cum te cheamă? Marius. Imediat. Ia să vedem, săgetător. Chiar pentru un săgetător Marius am văzut azi dimineață când m-am uitat la stele, că eu văd stelele pe lumina soarelui. Săgetătorul suferă pe planul cel financiar, se pare că azi constată o gaură în buzunar. Chiar dacă este în formă și are un bun elan, prudența se recomandă în cursa către ciolan. Bun. Eu cred că domnul Grogu, astrologul, trebuie să mai meargă pe la un ashram ceva, că a început pozitiv și continuă negativ, așa, nu știu ce. Ce să-i facem, astrele, doamna Jojo, că ne-am uitat așa. Da, domnul Gogu, da, poate așa ceva. Eu pe același geam m-am uitat pentru toate zodiile. Cred că a tras perdeaua pentru următoarele. Mai dați-i un fus din ala, mai dați-i cu niște ziar, cum se spală geamul. Mai departe, ce zodii mai avem pe aici? Scorpion, ne roagă Cristian pe WhatsApp. Scorpion, imediat. Știi cine mai era Scorpion? Picasso. Păi stai că ne pictează acum Gogo. Picasso, imediat. Picasso, Citroenul, nu? Pentru Scorpion se anunță astăzi mare realizare. Va primi și o recompensă destul de mulțumitoare. Astrologul recomandă să nu refuze o colaborare, fiindcă aceasta ar putea fi mișcarea câștigătoare. Așa că, atenție, Scorpione, astăzi se schimbă lucrurile în viețile dumneavoastră. Deci, Picasso, o colaborare, dacă ne ascultați, domnule Picasso, cu domnul Gaudi. Și cu Michelangelo. Putea, da, și acum, cu domnul Dali. Dali, frumos, da. Berbec ne mai roagă... Domnul Dali l-a pus borduri, l-a pus Dali. L-a pus Dali în parcare. Dali a pus supra realist. La Berbec. Berbecii au și ei câștig considerabil, dar în jur au public ușor enervabil, mai ales că ei sunt cam încăpăținați, iar oamenii din jur sunt de grabă enervați, așa că nu-i mai săhiți pe cei din jur, mai berbecilor. Nu fiți berbeci până la capăt. Mai primim un mesaj, frate, zic Capricorn că stau cu sufletul la gură. Capricorn, imediat azi. Capricorn.
Azi, în plan profesional, Capricornul stă excepțional. Mari câștiguri din colaborări, de evitat discuții, ca să n-aibă supărări. Dai seama, Zora, la 2 ani ce colaborări o să aibă. Cu Justin Bieber. Cu Justin Bieber din Thailand. Leu, ne mai roagă cineva? Leu, imediat. Florin. Imediat mergem la Leu. La Leu aici, în Cotroceni, mergem. Leilor li se propune o bună colaborare. E plin de colaborări, domne, astăzi. Dar răspunsul trebuie să vină după o lungă cugetare. Cu un om cu experiență ar putea delibera, iar spre seară în locuință vor mai realiza ceva, că e mai bine asta. Da, da, seara nu ne mai băgăm, că n-avem voie. A domnul de seară nu se știe ce pică. Ce ai, e același horoscop, ăsta e horoscop valabil 24 de ore. Câteodată ce pică, aia e, nu mai faci nazuri. Nu mai e? Păi, știi cum e? Gemeni, ne roagă cineva. Gemeni, imediat. Gemeni trebuie să fie pe lângă lei, nu? Dacă nu mă înșel. La piața Gemeni e mai încoace, nu e lângă Leu. Așa. Gemenii trec astăzi prin schimbări în plan social, dar sunt șanse mari să apară și în profesional. La muncă vin cu soluții foarte originale, dar se cere și odihnă să n-aibă parte de nasoale. Nasoale cu sănătatea, că e posibil să mai da chix. Tata-i geamul. Mario ne cere RAC. RAC, imediat, racilor binele cade, cu o afacere dă roade, dar să nu se hazardeze, pe cei dragi să-i neglijeze. Vlad din Paris ne roagă o fecioară. O fecioară, sigur că da. Fecioarele au idei cu carul, căci au al intuiției darul. Consolidează astăzi relații personale, de sfaturi să țină cont ca să nu meargă la vale. Ai văzut, nu ne Laura, la prietena mea, să ții cont, da? Da, ai, tu știi zodiile tuturor oamenilor din viața ta? Eu sunt prietenă cu tot zodiacul, da. Dimineața Blană, cu Țibulcă și Coțofană.